Prin urmare, am dorit să ofer, prin cercetarea mea, instrumentele necesare de a vorbi în cunoștință de cauză. Pe de altă parte, cred că ce s-a întâmplat la Pitești, la nivelul Pitești în sine, este fundamental pentru ceea ce a însemnat România sub comunism și, poate, din păcate, și pentru ceea ce înseamnă România plus comunism. Și nu în ultimul rând, de fapt, în primul rând, este ceea ce am mai spus deja, eu am simțit-o, domnul Filip a simțit-o, domnul Mărginean a simțit-o la fel, domnul Stanmir, domnul Lavric, toți cei de la masa aceasta și toți cei care au cunoscut foști deținuți politici, s-a mișcat ceva în ei. Și am simțit nevoia de a împărtăși lucrul acesta, îndeosebit prin film, pentru a da șansa și altora să simtă ceea ce am simțit noi. Proiectul sine a pornit de la prima ediție a cărții, care a apărut în urmă cu 3 ani la editura Polilon. Încă de la început mi-am dorit să o rescriu, pentru că conjunctura nu mi-a permis să fac tot ce aș fi vrut în prima ediție. Între timp am avut acces la foarte multe date și în momentul în care m-am apucat de rescrierea cărții, ediția a doua este rescrisă în proporție de 90-95%, aș spune, a venit din partea Fundației Creștine Părintele Arsenie Boca propunerea de a face un film documentar pe acest subiect. O idee care eu cochetasem în trecut, însă din diverse motive am renunțat. Mi s-a părut foarte potrivit în acest context, însă, în ideea tocmai de a realiza împreună. Pe măsură ce m-am apucat de lucru și la film și la carte, mi-am dat seama că materialul documentar pe care l-am strâns în aproape 5 ani de zile de când mă ocup de subiect este atât de vast și, cred eu, important, încât ar fi mare păcat să mă limitez la carte și la film. Și atunci am gândit ideea site-ului fenomenulpitești.ro pentru a pune acolo la dispoziția tuturor celor interesați de subiect cât mai multe informații. Acestea se referă atât la interviurile cu victimele, sigur, bucăți din ele integral nu vor fi, dar în cea mai mare parte interviurile se vor regăsi pe site, documente, poze și așa mai departe. Lucruri la care majoritatea celor interesați nu ar fi putut avea acces decât într-un mod destul de dificil, să spunem. A spune că